sunetele, plutind undeva departe sub stratul gros de ceață, au început să prindă contur. Putea deja să distingă vocile oamenilor care vorbeau alături și zgomotul mașinilor care o țineau în viață. Mâinile și picioarele nu o ascultau. Deschiderea ochilor părea să fie o sarcină descurajantă. Ei bine, Ana începuse deja să respire singură. Își amintea prima ei respirație conștientă ca și cum s-ar fi scufundat din adâncul mării. Doctorul a deschis ușa camerei ei, i-a aruncat Anei o privire rapidă și, asigurându-se că era încă în comă, a strigat către cineva de pe coridor. Puteți intra, nu există nicio schimbare. Roman, soțul Anei, a intrat în cameră, urmat de o femeie blondă și frumoasă. S-au holbat la Ana câteva secunde, ca și cum ar fi așteptat ca ea să dea semne de viață. Nu s-a întâmplat nimic, ea zăcea nemișcată, înconjurată de tuburi și instrumente, așa cum fusese în ultimele două săptămâni. Doctore, mai există vreo speranță? A întrebat blonda pe medicul. Nu vreau să dau un prognostic, e un caz complicat. A ridicat din umeri. Ce groaznic este! Vorbea monoton fata. Ei bine, rămâneți până la ora șase seara, dacă doriți apoi va trebui să părăsiți spitalul. A vorbit medicul de gardă și a închis ușa în urma lui. Ana se străduia să miște măcar un deget pentru a-i da soțului ei un semn că-și revenise, dar degetul nu se supunea. Sunetele deveniseră deja bine auzite și ascultase fără să vrea conversația. Nu cred că va fi salvată, spuse o voce de femeie. E prea devreme să ne dăm seama. Operația era complicată. Și trebuie să așteptăm cel puțin trei săptămâni. Roman, au trecut două. Ea este încă o legumă. Uită-te la ea! Poate că ai dreptate, aprobă vocea bărbatului. Iubitule, eu am întotdeauna dreptate. Dintr-o durere de cap apăsătoare a deschis ochii, dar nu vedea nimic. Cine este această fată? De ce îi spune soțului ei iubitule? cu siguranță o să-i faci apartament. Nu mai ai copii, nu mai ai rude. Așa că pot deja să mut lucrurile la tine. Cred că da, a răspuns Roman Vesel. Grozav, întotdeauna mi-am dorit să schimb tapetul din sufrageria ta, e deja mohorât. Odată ce vei fi gazda, poți face ce vrei. O să mă lași chiar să arunc toate pozele ei. Flirtând a întrebat blonda bineînțeles, de ce am avea nevoie de ele. Oh, s-a mișcat! A exclamat fata. Ai observat. Ana a încercat să se întindă și să nu dea impresia că iese din comă. Se întrebă ce făcea soțul ei cât timp era în spital. Acum părea să afle cu cine trăise în toți acești ani. Nu, ți-ai imaginat. Roman și-a împuns soția cu asprime în braț. Ea a cedat fără să vrea. Vezi, e inconștientă. Ai dreptul la niște bani. Blonda a încercat să afle ce ar mai fi moștenit. Da, tot ce e în proprietate comună, plus bunurile ei. Și mult e! Nu că ar fi! Roman a dat din cap. Avea niște economii pentru afacere. Ce afacere putea să aibă? A chicotit fata. E dusă cu totul. Făcea unghiile acasă și visa să-și deschidă un salon, așa că a economisit cam un milion, poate un pic mai mult. Ce femeie de afaceri? Cred că pot găsi o modalitate de a-i folosi banii. Ce-ar fi să mergem să petrecem iarna în Spania? Sună grozav. Romana a îmbrățișat-o pe blondă și a lipit-o de perete, chiar lângă patul soției sale. Ana răbufnea de indignare, reținându-și lacrimile. Își dorea atât de mult să se ridice și să-i certe atât pe soțul ei, cât și pe fată chiar acum, dar nici măcar nu se putea mișca cum trebuie. Sunt atât de fericită, Roma! La fel și eu! Să fiu sincer, m-am săturat să o înșel și să mă strecor la tine. M-am săturat și de asta. Vreau o familie normală. Vom avea cea mai bună familie. A auzit sunetul unui sărut. Stai, ce ne facem dacă își vine brusc în fire? L-a întrebat blonda pe soțul Anei. Atunci ne vom gândi, atâta timp cât nu pare că se va întâmpla asta. Corect, hai să nu vorbim de lucruri rele. Ascultă, într-adevăr, vom sta aici până seara. Oboseala se auzea în vocea lui Roman. Putem pleca la tine și să probăm patul. E o idee grozavă, nu-mi vine să cred că nu m-am gândit și eu la ea. Au râs amândoi și au ieșit din cameră. Ana a deschis ochii. Era un tavan alb cu un mic candelabru în față și i-a mulțumit lui Dumnezeu că putea vedea clar. Picioarele îi erau încă grele, dar degetele de la mâini începuseră să se miște. Lângă pat se afla un buton de apel de urgență al asistentei. Putea ajunge la el dacă se străduia suficient de mult. Ah, tuti s-au dus să probeze patul. A răsuflat ea și s-a bucurat. Și vocea ei își revenea încet, milimetru cu milimetru începea să-și simtă din nou corpul. O durea și îi dădea de înțeles că nu se va pune pe picioare prea curând. Simțindu-și piciorul, Ana și-a dat seama că avea un ghips pe el. Ceea ce se întâmplase în ultimele câteva luni fusese pur și simplu șters din memoria ei. De ce zăcea acolo, ce-i se întâmplase? Știa clar un singur lucru avea de gând să se răzbune pe soțul ei și pe amanta lui. Spitalul era aglomerat în acea zi, iar saloanele erau pline până la refuz. Cumva, momentul era prea nefericit, o epidemie de gripă și condiții de gheață. Așa că s-a hotărât să-i ducă pe toți la același spital. Pe coridor se auzeau adulții vorbind, bebeluși strigând și plângând. Ana era recunoscătoare că putea să audă totul. Încercați să mișcați piciorul, a spus cu răbdare asistenta. Ana încerca de câteva zile să se așeze și să se ridice singură, deși era foarte dificil. Avea dureri de fiecare dată când asistenta îi cerea să-și miște articulația. Nu pot, spunea ea în lacrimi. O vom masa și vom încerca din nou. Gata, așa e mai bine. Oh! Tot ce reuși Ana să scoată când simți o senzație puternică de arsură. Da, așa e puțin mai bine. Acum iată și celălalt picior. Și-a legănat încet piciorul stâng și a regretat imediat. Se simțea ca o tortură medievală. S-a lăsat pe spate pe pernă. Pot să iau o mică pauză. Abia am început, Ana, trebuie să încercăm din nou. Nu mai pot continua. Hai să o facem mâine! Nu, doar încă puțin și vă las! Haideți! Asistenta a ajutat-o pe Ana să se ridice, i-a pus picioarele pe masă. Acum o să încercăm să ne punem pe picioare. Nu va merge, Ana era speriată. Și o vom lua puțin câte puțin. Întâi la piciorul drept, acum sprijină-te pe mine! Asistenta a pus umărul, dar o durere ascuțită a străpuns ambele picioare, iar ele au căzut pe pat cu un țipăt. Nu pot să fac asta. A protestat ea continuând să strige de durere. Gata, gata, ne odihnim. Asistenta s-a gemuit lângă pat. I-a masat palmele nei, așa cum îi prescrisese doctorul. Gata, ajunge pentru astăzi. Și acum aveți parte de un masaj. Are vreun rost toate astea? A întrebat Ana cu părere de rău. Spuneți-mi, pot să merg. Dacă o să depuneți mult efort. Asistenta și-a ferit ochii. Vreți să spuneți că nu prea cred? Am pus pe picioare o mulțime de oameni, iar dumneavoastră veți reuși. Deci cazul dumneavoastră este mai complicat. Cu ce? Ați avut o rană gravă, ați fost lovită de o mașină, ați căzut într-o rupă adâncă, plus că nu ați fost descoperită imediat. Este un lucru bun că sunteți încă în viață. Șoferul a fugit de la locul faptei, și, dacă nu ar fi fost trecătorii ocazionali, știți, timpul se scurgea pe ore. Domnule doctor, puteți să-mi prescrieți niște pastile, mă doare foarte tare piciorul noaptea. Nu se recomandă. Sau o injecție. Aș vrea să dorm puțin. Focul ia o față îndurerată. Ei bine, dormiți la noapte, nu exagerați cu analgezicele, e foarte periculos. Corpul dumneavoastră poate avea grijă de el însuși. Are nevoie doar de ajutor. Vedeți, cu propriile forțe, înseamnă. Ana s-a uitat pe fereastră. Voia să se plimbe, afară era vârful primăverii. Mai mult chiar voia să știe ce făceau acum soțul ei și amanta lui. De vreme ce trecuse atâta timp de când nu mai veniseră să o vadă. De când își recăpătase cunoștința, soțul ei nu trecuse decât o singură dată să o felicite. A adus flori și s-a prefăcut fericit. Era atât de dezgustător încât Ana s-a prefăcut că este obosită și i-a cerut să plece. Ce să facă acum? În mod cert să divorțeze. Dar cum poate cineva să-și gestioneze viața privată într-o asemenea stare? Haideți să mai încercăm o dată să mă scol. Întrebă Ana. Asistenta a privit-o cu uimire. Încă o dată. Da, vreau să stau în picioare și să merg. Să nu exagerăm, e de ajuns pentru astăzi. Apoi o voi face singură. Ana a încercat să se ridice de pe pat, iar asistenta a mai ridicat-o puțin. Asta e, asta e, asta e, stați singură! Ana, cu dureri, strângea puternic mâinile, dar aceasta nu arăta. Să ne întoarcem, încetăm, sunteți deja bravo! Mă veți pune pe picioare! Sunt sigură că o să reușim! Am o singură rugăminte: dacă vine soțul meu, spunei că nu poate să mă vadă. De ce nu? Asistenta s-a uitat la Ana cu surprindere. Nu mi-ar plăcea asta! Ana a ezitat, neștiind cum să descrie mai bine situația. Oricum, vă implor. Bine, îi voi spune doctorului. Acum trebuie să vă odihniți puțin. O să deschid o fereastră, dar uită-te la soare. Ana s-a așezat și a privit fix la un punct. Asistenta și-a dat seama că se întâmplase ceva între ea, soțul ei, și asta o deranja pe bolnavă, aproape mai mult decât rana ei. Ana, vă mai pot ajuta cu ceva. Nu, mulțumesc, sunteți prea amabilă. Dacă aveți nevoie de ceva, vă pot ajuta oricând. Asistenta a zâmbit și și-a văzut de treabă. Ana s-a uitat cu tristețe la picioarele ei. Mai exista vreo speranță. Ultimul lucru pe care și-l dorea era să fie țintuită într-un scaun cu rotile și să fie lăsată într-o asemenea situație fără soțul ei. Își amintea vocea tinerei stăpâne, dar nu-și putea aminti înfățișarea ei, s-a uitat întâmplător în oglindă și Ana a fost luată prin surprindere. O femeie chinuită o privea. Părul răvășit, rădăcinile nevopsite, pungile de sub ochi și fața pătată de lacrimi. Toate acestea se adăugau la anii ei și îi ascundeau trăsăturile cândva atrăgătoare. Este totul pierdut pentru totdeauna. Ana s-a prăbușit pe pernă și a plâns. Chiar și noaptea, lumina lumânărilor din apartament era incomodă. Tânăra amantă a lui Roman, Diana, tot timpul prezența fostei sale soții se făcea simțită aici. În ciuda faptului că Ana ieșise din comă, în curs de vindecare, Diana o chema fosta soție. Vestea că s-a trezit i-a surprins pe cei doi soți în timpul unei seri romantice, în timp ce luau cina, stăteau în pat și se gândeau la cea mai bună modalitate de a dispune de banii soției muribunde. Medicii spun că este sigur să o ducem acasă, a spus Roman gânditor. Atât de curând. Diana a suspinat și s-a bosunflat. Au trecut trei săptămâni. Deja stătea în picioare pe pat. Poate că nu are rost să o ținem acolo. De ce ar trebui să o ținem aici? Diana s-a întins pe umărul iubitului ei. Poate că există niște facilități speciale. E invalidă. Nu este suficient de handicapată pentru a fi internată. Ai aflat. Nu? O să aflu eu. Nu vreau ca ea să locuiască aici. Diana este apartamentul ei. Cum al ei? Nu l-ați cumpărat împreună în căsătorie. Nu, e doar proprietatea ei. A locuit aici cu părinții ei de când era mică. Ce surpriză! Și ce ai spus? Diana nu era fericită, a ridicat din sprâncene. Am crezut că nu se mai întoarce. Roman a turnat vin într-un pahar și a dat pe gât. Este o veste foarte proastă. Adică acum nu vom mai putea face rost de bani sau de un loc unde să locuim. Nu încă, dar avem nevoie de asta chiar acum. Sunt însărcinată. Ce? Roman de lutant aproape că și-a vărsat vinul. Doar nu vorbești serios. Aș glumi acum. Îți dai seama acum că nu-mi place atât de mult că nu putem locui separat. Bine, divorțez de ea. Și? Oricum, banii ei rămân la ea. Diane a continuat să se împufneze și chiar a încercat să verse o lacrimă. Nu-ți face griji, draga mea! Important este că noi doi ne vom crește copilul împreună. Copilul are nevoie de un tată și de un unchi nesfârșit. Nu mă auzi deloc. Diana s-a ridicat și și-a încrucișat brațele la piept. După privirea ei, Roman învățase să identifice scandalul care se apropia. Nu mai vreau să locuiesc într-o cameră închiriată cu prietena mea. Am un bărbat și sunt pe cale să am un copil cu el. De ce ar trebui să trăiesc ca în iad? Hotărăște-te, te rog! Ce să fac? Nu vrei să omor. De ce nu? Diana s-a întors spre Roman și i-a mângâiat afectuos obrazul. Nu putea exista un moment mai bun. fă pentru mine, dragul meu. Ți-a ieșit din minți. El îi împinse mâna. Ce este? Ea după o asemenea traumă încât doctorul nu știa dacă va supraviețui sau nu. Era abia conștientă, nu era încă suficient de puternică nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. E articol ăsta, înțelegi. Roman era roșu de indignare. E o ocazie să scăpăm de ea odată pentru totdeauna. Nu mai are nevoie de prea multe acum, doar o lovitură ușoară în cap și o să se stingă din nou, cel puțin în comă. Spui lucruri dezgustătoare, Diana, așa că nu vreau să mai aud asta. Ana cu siguranță interferează cu fericirea noastră conjugală, dar nu e o persoană atât de oribilă încât să o omor de dreptul. Și cum voi face asta? Mă voi furișa în camera ei și o voi lovi cu un ciocan. E ca în filme, nu se întâmplă în viața reală. Atunci o voi face. Sigură a spus Diana. Ochii ei scânteiau într-un mod care l-a speriat pe roman. Să nu îndrăznești bine, o voi face. O vom plănui împreună. Diana s-a așezat în genunchi lângă el. Va fi cât se poate de sigur. O să găsesc un alibi pentru tine. Nimeni nu va crede nimic despre noi. Nu-mi place asta, chiar nu-mi place. Roman și-a înfășurat brațele în jurul capului și a suspinat greu. Gândește-te la copil, iubitule. Acesta este cel mai important lucru pentru noi. Apropo, încă nu poate merge foarte bine. Da? Așa cred și eu. Ultimul lucru pe care l-am auzit de la doctor a fost că va avea nevoie de o reabilitare îndelungată pentru a se pune pe picioare de una singură. Roman a mai băut încă un pahar de vin, dar nu s-a simțit câtuși de puțin beat. Își dorea atât de mult să și șinece gândurile cu alcool acum, dar nu l-ajuta în acest moment. Dacă se trezea în timpul nopții, încerca să meargă la baie, acolo va cădea și se va lovi cu capul de gresie. În poziția ei era fatal. Diana se uită la Roman cu un zâmbet ironic. Sună plauzibil, dar cum aș putea explica ce făceam în spital? A spus el cu îndoială. E simplu, ai venit să vezi soția, asta e tot. Te duci să o vezi seara cu un sfert de oră înainte ca spitalul să se închidă pentru vizitatori, o lovești în cap, tragi cadavrul în cadă și te duci liniștit acasă. Crezi că doctorii nu vor observa. Le spui că a adormit și că a cerut să nu intre. În plus, doctorii vor fi bucuroși să uite. Au multe alte lucruri. Te uiți la prea mulți detectivi, dragă. Nimănui nu-i pasă cu adevărat de nimeni iar tu ar trebui să scrii detectivi. Roman a zâmbit și a sărutat-o pe Diana pe nas. De ce o vei face? Nu știu. Mi-ai promis. Diana a pufnit din nou. Da, da, am promis. Avea dreptate. Roman îi promisese un apartament, o viață împreună, o familie puternică. El a ridicat din umeri și a dat din cap. Aș face orice pentru tine a spus el încet. Florile din vază s-au ofilit, petalele căzând. Ana nu s-a putut apropia să le scoată. În ciuda celor două săptămâni de reabilitare, încă nu putea să meargă. Progresul ei maxim era să se ridice în picioare cu ajutorul asistentei și să stea în picioare cel puțin 10 secunde. Picioarele o dureau în continuare, mușchii erau încordați și articulațiile ardeau cu foc. Aveți un vizitator, a anunțat asistenta, intrând în liniște în cameră. Cine este? Soțul dumneavoastră a venit să vadă cum vă simțiți. V-am spus să nu-l lăsați să intre. Se întoarse ea spre fereastră. Nu mă simt bine. Ana, nu e treaba mea, dar va trebui să plecați acasă în curând, iar acum este mai important ca niciodată să aveți pe cineva care să aibă grijă de dumneavoastră. Ana a tăcut, a înțeles asta să se afle într-o astfel de situație nu ar fi dorit nimănui. Să depindă de un bărbat care te trădase și care probabil că încă te înșela cu o fată. Dar nu exista nicio cale de ieșire. Ana nu avea rude, nu avea copii, era puțin probabil ca prietenii ei să-și bată capul cu ea. S-a întors și a încercat să se ridice. Chemați-le! A spus ea încet. Roman a intrat cu un buchet de crin din vale. Își ținea ochii ascunși, se sprijinea de perete și părea excesiv de îngăduitor. Acest lucru a făcut-o pe Ana să devină suspicioasă. Să fi venit oare să facă pace? Cum de ești? a spus Roman. Nu-i rău! Deja mult mai bine! Și tu cum? Mi-e dor de tine! Uite florile! Pune-le în vază! Roman a pus timid buchetul pe masă, lângă vază, și s-a îndreptat spre soția lui. Era prima dată când s-a uitat în ochii ei. Ea a zâmbit. E ceva ce vrei să-mi spui? Ea a dat Ana de înțeles. S-a despărțit de amanta lui și a venit să-și ceară scuze. Nu despre ce vorbești. Roman a continuat să-și privească intens soția. Totul este în regulă acasă. Da, casa te așteaptă. Am pregătit totul acolo. Roman s-a îndreptat spre ieșire, s-a asigurat că nu era nimeni pe coridor și a închis bine ușa. O să ieși destul de curând, nu-ți face griji. Am multe de făcut acasă. Ana a suspinat și a arătat spre picioarele ei. Înțeleg că nu-ți e ușor acum. Roman s-a prefăcut că-și compătimește soția ești sigur că ești pregătit să mă vezi acasă arătând așa. Îmi place oricum. Roman a închis fereastra și a tras perdelele. Se face răcoare afară. O să o închid eu. Voiam să te întreb ceva. Orice, bineînțeles. În timp ce eu eram în comă, ce făceai? Ana a urmărit atentă reacția soțului. S-a oprit o clipă. Lucram, vizitam părinții. Ca de obicei. Nimic interesant. Nu s-a întâmplat nimic altceva. Așa este. Absolut nimic despre care să merite să vorbim acum. Roman s-a uitat prin cameră, căutând ceva greu de lovit doar o dată. Și sigur că voi fi sinceră cu tine, Roma. Spuse Ana cu tristețe. Știu că ai o amantă. De ce spui asta? Nu am pe nimeni. Ei bine, cred că o vază va fi de ajuns. E destul de grea. Roman s-a apropiat de ea și a luat-o în mână. E gre. Mie așa mi s-a părut. Nu inventa. Suntem căsătoriți de ani de zile și tu încă ești geloasă. Roman, haide, spunem adevărul. Ești încă cu ea. Nu știu despre ce vorbești. A traversat camera cu o vază în mână, un buchet vechi a căzut și s-a împrăștiat pe podea. Nu mă minți, te rog! Nu sunt în stare să-ți dovedesc că am dreptate acum. Spunem doar, ești cu ea acum. Ana! Roma s-a așezat lângă ea pe pat, încercând pe ce parte e mai bine să lovească. Eu te vreau doar pe tine! Ai încredere în mine! Bine! Eu am încredere în tine! A suspinat ușurată și s-a întors cu spatele la soțul ei pentru a-și ajusta perna. Roman se răsuci când, deodată, ușa se deschise și o asistentă își vâră capul înăuntru. Ora de vizită se apropie de sfârșit. Vă rog să ieșiți afară! Romana a zvârlit vaza de pe masă cu o asemenea izbitură încât ambele fete au tresărit. Eu plec acum! a răbufnit el. Asistenta Abia a avut timp să se miște de la ușă, el a ieșit ca un fulger din cameră și a luat-o la fugă pe scări pe jos. Trecuse o săptămână. În sfârșit, a venit ziua, s-a gândit Ana în timp ce își ducea scaunul cu rotile în apartamentul ei. Era teribil de obosită de zidurile spitalului, de ordinea locală și, mai ales, de mâncarea dezgustătoare. Ceea ce și dorea mai mult decât orice era să se ducă în patul ei, să facă o masă gătită acasă, să se schimbe în hainele ei preferate. Roman s-a luptat cu scaunul cu rotile, încercând să-l rostogolească pe coridor. Poate să-l las jos. Cine o să-l fure? Cred că nimeni. Fusese de acord Ana. Așa nu voi mai suferi. A închis ușa. Vei putea să mergi în cârje chiar dacă nu mai în jurul apartamentului. A strigat Ana din sufragerie. S-a uitat în fiecare colț pe care îi dusese dorul atât de mult. Ei bine, trebuie să mă duc la muncă. Cum pleci? Mi-am luat liber după amiaza doar ca să te iau. Nu te-ai transferat la un loc de muncă la distanță. Nu, bineînțeles, se miră roman. O să trec diseară pe la tine să aduc ceva de mâncare știi că nu pot sta nici măcar pe picioare. Ai cârje, asta nu te ajută. Roman, nu am puterea să stau în picioare pe ele. Ana stătea pe canapeaua pe care o lăsase soțul ei. Dacă trebuie să mă duc la toaletă acum, nu mă pot ridica singură, nu funcționează nici jumătate din mușchi. Îmi pare rău, nu știam despre asta. Bine că nu știa. A exclamat Ana supărată. Ce să fac, să stau pe canapea până diseară și să aștept să aduci mâncare. Nu știu ce trebuie tu să faci. Berbutal spuse roman. Am promis doar să te iau și să te aduc acasă. Nu pot să stau acasă toată ziua, până la urmă câștig bani. Roman și-a aruncat nervos câteva hârtii în servietă, pregătindu-se să meargă la birou cu toată seriozitatea. Încerca să nu-și privească soția în ochi știind că ceea ce făcea era greșit, dar nu putea face altfel. Diana l-a aștepta în fața casei, iar astăzi trebuiau să meargă la prima ecografie la clinică. Întreaga situație îl enerva pe roman. Poate că ar trebui să-ți iei măcar o zi liberă astăzi. A continuat să insiste Ana. Ce fel de zi liberă? A întrebat el nervos. Roman, o să rog pe cineva cunoscut să aibă grijă de mine mâine, dar am nevoie de ajutorul tău astăzi. Ana, nu pot, s-a apropiat de ea. Știi, trebuie să fiu în altă parte. În ce alt loc? La serviciu. Isuse. Roman nu știa ce să facă fără să fie nepoliticos cu soția lui. Cu siguranță te duci la serviciu. Îți spun eu, e 10 dimineața, miercuri. Crezi că am o întâlnire la ora asta? Nu îmi pare rău. Ana și-a ridicat picioarele cu mâinile și le-a aruncat pe canapea. Gata, uite-ți băutura. Romania a adus o cană de apă și a așezat-o lângă canapea. Îți mulțumesc pentru grijă. Dar pentru orice eventualitate, a adus și un lidian imens și l-a lăsat lângă apă. asta servicii. A spus Ana cu amărăciune. Dăm telefonul, e în geantă. În timp ce Roman scormonea în geantă, căutând telefonul, a observat că pozele ei erau întoarse cu fața la perete. Roman! a strigat ea. Da, vin imediat! Stai! Roman, cât am fost plecată, nu a venit nimeni la noi în apartament. Nu, bineînțeles, ți-am spus, am fost acasă, la lucru. Ești sigur! Ana a dat jos de pe perna canapelei niște păr lung și blond. Da, da, asta e, gelozia s-a terminat. Mă duc. Stai. Foarte serios i-a aruncat soția după el. Ea e blondă. Cine? Amanta ta cu care te-ai prostit și visezi să împarți apartamentul meu. Ai o ceață pe creier. V-am auzit. Mărturisi ușurat Ana. Roman s-a oprit la jumătatea drumului și înghețând. Ce ai auzit? Am auzit că ai venit să mă vizitezi la spital cu amanta ta și că visezi să nu împarți banii. Nu mai minți, Roman, te duci la ea. A ezitat soțul, nervii erau deja atât de întinși încât nu avea rost să mai lungească discuția. S-a așezat pe scaunul din fața soției sale. Știi ce, hai să divorțăm. Ce, M-am gândit mult și am decis că oricum nu mai există dragoste. Trăim împreună de mulți ani. Vrei ca lucrurile să fie ca la început. Dar asta nu se va întâmpla. E în regulă. Vreau să fiu în sfârșit fericit. Cred că merit asta. Romana a deschis dulapul, a ales câteva haine călduroase și le-a pus în valiză. Ana privea totul în tăcere, nu-i venea să creadă ce se întâmpla te-ai hotărât să pleci chiar acum. Îmi pare rău, nu mai pot să mint, totul mă sufocă aici. Hai să vorbim. Sugeră distrată Ana, dându-și seama că nimic nu mai putea opri. Soțul ei a ieșit pe coridor, adunându-și lucrurile în timp ce mergea. L-a auzit cum își încălța pantofii și deschidea ușa. Roma. Dar tot ce a auzit a fost cricul ușii care se închidea. Anul acesta fusese o vară frumoasă. Fără căldură sufocantă, fără ploi abundente. Venise încă de la începutul lui mai. Ana adora această perioadă, când copacii abia începeau să înflorească, și în aer se simțea mirosul dulce al Liliacului. Ai de gând să comanzi ceva? a întrebat Elena cu un zâmbet. Și a dus prietena să se așeze pe veranda cafenelei pentru prima dată de când se întorsese acasă de la spital. La început nu putea face nimic singură, dar după o lungă și dureroasă recuperare, începuse în sfârșit să meargă în cârje. Elena s-a oferit să înceapă să se plimbe afară, mai ales că medicii îi permiteau acest lucru. Dar Ana era timidă. În general, se simțea complet distrusă, epuizată și urâtă și nu înțelegea de ce trebuia să se arate oamenilor. Vreau un capucino. Mulțumesc că m-ai scos afară. E foarte frumos aici și nu ai vrut, a râs prietena ei. Trebuie să mă asculți în toate privințele. Îți datorez totul. Ai putea spune că îți datorez viața mea. Oh, haide! Serios tot ce ai făcut ca să mă pui pe picioare este un miracol. Ești îngerul meu păzitor. Gata, ajunge cu chestiile triste. Astăzi suntem aici să ne distrăm. Hai scăpăm de depresie. Chelnerul a pus două cești de cafea pe masă. Ana a luat-o imediat pe a ei și a luat prima înghițitură cu mare plăcere. Există o viață fericită până la urmă, și a spus ea. Bineînțeles că există. Abia acum începe pentru tine. Ești atât de tânără, iar eu am făcut o treabă bună cu vopsirea ta. Arăți cu încă cinci ani mai tânără. Arăt de parcă aș fi fost într-un sanatoriu în loc să fiu în comă. Acum e timpul să-ți aranjezi viața amoroasă. A spus Elena. Ana nu a făcut decât să râdă. Cu ce? Cu asta. A dat din cap spre cârje. O să-mi aranjez o viață personală, mai puțin într-un azil de bătrâni." Prosti, lasă-ți gândurile triste deoparte. Îndreaptă-ți spatele, continuă să zâmbești și un bărbat se va îndrăgosti de tine, indiferent de situație. E doar temporar. Îți revii foarte repede. O, ghinion! Și am în două băt un lemn. Poate ar trebui să te gândești și tu la muncă. Mă gândesc tot timpul, dar cine are nevoie de mine așa? Începu Ana să se plângă. Elena a întrerupt-o. Tu ai uitat. Doar gândurile pozitive. Ce vrei să faci? A trecut atâta timp. Haide, spune-o. Nu să înjur. Am visat să-mi deschid propriul salon de manicură, și-a amintit Ana cu visare. Ce idee minunată! Ești tehnician de unghii, știi totul despre asta. Ce te oprește? Nu sunt bani, a recunoscut ea. Am economisit și am strâns aproape un milion, dar a trebuit să cheltuiesc mulți bani pe tratamentul medical. Apoi a trebuit să trăiesc din ceva. Fostul tău soț nu te-a ajutat deloc. A dispărut imediat ce a obținut divorțul. Ce ticălos! Un chelner a venit deodată cu o sticlă de șampanie. Fetele l-au privit surprinsă. Nu am comandat asta. A fost un cadou pentru dumneavoastră. A arătat el spre un bărbat cipeș de vreo 40 de ani care stătea într-un colț. Uau, wow, vă mulțumesc atunci! deschideți-o pentru noi chiar acum. Elena s-a bucurat și a făcut cu mâna noi sale cunoștințe. Oh, vine pe aici! Ce jenant! Ana a începuse să se emoționeze. E comod, nu mai inventa. Bărbatul a tras un scaun de la o masă din apropiere și li s-a alăturat. Fetelor, ce stare de spirit aveți! Avea o voce calmă și profundă și ochi căprui pătrunzători. Suntem într-o dispoziție minunată. A rostit Elena și a împins-o discret pe Ana cu cotul. Doar o minunată. Susținuse Ana. Bărbatul i-a zâmbit anei. Elena s-a simțit imediat de prisos. Știți, am uitat să opresc aragazul. Ana, plec, ne vedem acasă. Mi-a făcut plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Elena a fugit înainte ca prietena ei să poată spune un cuvânt. Bărbatul era în mod clar bucuros că erau singuri. Mă numesc Artiom, iar dumneavoastră aveți o prietenă amuzantă. Eu sunt Ana. Nu am idee ce s-a întâmplat cu ea dintr-o dată. O să vă explic mai târziu. Poate ar trebui să bem niște șampanie. A turnat Artiom un pahar, privind-o pe Ana cu interes. Era stânjenită, dar în adâncul ei era foarte flatată de atenția străinului. Îl găsea cipeș. Îmi pare rău că vă întrerup întâlnirea cu prietenul tău, dar nu sunt obișnuit să aștept atunci când trebuie să acționez. Îmi place de dumneavoastră și aș vrea să te invit la o plimbare. La o plimbare? Ana și-a amintit brusc de cârjele ei. S-ar putea să nu fie acum, s-a gândit ea. O să iau asta ca pe un da telefonul bărbatului a sunat. Scuzați-mă, trebuie să răspund. El a ridicat telefonul. Judecând după tonul lui și după subiectul conversației, era cineva de la serviciu, un om de afaceri care vindea ceva din străinătate. Îmi pare foarte rău, dar trebuie să fug. Locuiți departe. Lăsați-mă să că conduc până la stația de autobuz. Pot să ajung și singură. Mulțumesc, locuiesc chiar după colț. Ana s-a jenat. E și mai convenabil. Vă conduc eu acasă. Artiom s-a sculat așteptând-o pe Ana. Fie ce o fi! Se gândia, își scoase cârjele și se târâ cu greu de la masă. Artiom a privit-o în tăcere timp de câteva secunde. Acum n-ați vrut să vă conduc eu. A ajutat-o să coboare treptele până pe trotuar și, sprijinind-o sub cot, a dus-o la intrare. A trecut o lună. Elena stătea pe pat lângă Ana, făcându-i masajul picioarelor pe care îl prescrisese doctorul, Ana suporta, dar din când în când tresărea din cauza presiunii excesive. Mă doare. A arătat spre articulație. Așa că o să mai lucrăm puțin la ea. Nu, stai, hai să nu mai facem, a strâmbat Ana din nas. Nu pot să fac asta. Vrei să mergem la o întâlnire sau să stăm acasă? Eu vreau să alerg! A zâmbit Ana. Cu atât mai mult motiv să stai, să ai răbdare! Am făcut un curs pentru ca tu să înveți cum să faci un astfel de masaj. Apreciez asta, dar e greu acum. Ana s-a agățat de pernă. Elena s-a dus la baie și s-a întors cu o compresă caldă în mâini. Doctorul îi prescrisese o masă și toate că întreaga procedură dura aproape o oră în fiecare zi. Cu toate acestea, tratamentul a ajutat-o foarte mult, căci deja încerca să meargă singură. Uneori nu voia să o trezească pe prietena ei, care rămânea periodic peste noapte și se ducea să pregătească micul dejun. Elena însă și-a glumit spunând că nimic nu o motivează mai mult decât dorința de a fi frumoasă și sănătoasă după despărțirea de un trădător. Ia-ți mintea de la durere, gândește-te la lucrurile bune. Îți este ușor să spui asta. Spunem, de pildă, că tu și tipul ăla de la cafenea. E bine! A scăpat ea într-un zâmbet caragios, dar imediat a încremenit de durere. Și mai multe despre ce relație aveți acum. E foarte drăguț, dar nu știu în ce stadiu suntem. Ți-a plăcut! Ana a dat din cap energic. Am știut imediat că tu și el veți fi prieteni, nici nu mi-am terminat cafeaua ca să vă las pe amândoi singuri. Păi, spunem! Ce e de spus, Artiom e bun, amabil, nu s-a căsătorit niciodată, nu s-a întâlnit niciodată. Spune că în toți anii ăștia pe acea aleasă. Și acum se pare că a întâlnit. Îmi propune să trăim împreună. Oau! Wow! Nu vă cunoașteți de mai mult de o lună! De aceea nu mă grăbesc. Noroc că handicapul meu nu l-a speriat. Pot să spui handicap? Elena a pus o compresă pe celălalt picior, iar Ana a gemut de durere. E norocos că te-a întâlnit. E ceva care mă îngrijorează. Nici măcar nu știu cum să-ți spun. Mi-a oferit bani. Pentru ce? Ochii Elenei s-au mărit și chiar și compresa i-a căzut din mâini. Nu, nu era vorba de așa ceva. A aflat că visam să am propriul meu salon și mi-a oferit bani. Iar tu i-ai luat. Asta mă face să mă simt inconfortabil. Ana a tresărit. Iai! Când vei mai avea parte de bani gratis? E un businessman și a promis că mă va ajuta, dar sunt foarte îngrijorată. Ei bine, dacă nu iei tu, o voi face eu. Și dacă ai nevoie de o lovitură magică, l-am văzut pe fostul tău prieten cu noua lui prietenă. Ana s-a ridicat și a încetat să mai observe orice fel de durere. Unde? În centru, mergeau pe acolo. Se pare că e însărcinată. Hei, nu credeam că te va supăra atât de mult, dar să nu te mint. Mai bine adevărul amar. Ai făcut ceea ce trebuia. Lăudă Ana, ștergându-și o lacrimă. Știi, o să iau banii și o să-mi deschid propriul salon. Felicitări! Este ceea ce ai visat! Artiom a privit ochii bucuroși a Aianei. Ea a intrat într-o încăpere goală care avea să devină foarte curând propriul ei salon de manichiură. Era ceva la care nici măcar nu puteam visa. Localul se afla în inima orașului, vis, -vis de un parc pitoresc. Cartierul era minunat erau multe case rezidențiale aici, un trafic bun și apropierea de metrou. Proprietarii anterior făcuseră chiar o reducere din cauza urgenței afacerii. Nu putea fi o afacere mai bună. Aici vom pune mese de manicură, aici va fi zona de epilare, Ana se plimbă și dădea comenzi designerilor. Nu uita de propriul birou, trebuie să fie mare și frumos. Biroul meu. De ce? O să faci singură manicura. Asta am vrut. Răspunse Naivana. Dar nu, nu merge așa. Trebuie să conduci o afacere și, crede-mă, asta ia mult timp. Habar n-am cum să o fac. O să te învăț eu totul. Artiom am înviat-o pe cap. Poftim, fă un birou separat, atârna aici toate diplomele și referințele clienților. Le spuse designerilor. Ce m-aș face fără tine? și a îmbrățișat binefăcătorul. Sunt surprins că nu ai mai făcut-o și înainte. Ești talentată. Designerii au început să ia măsuri. Artion și-a deschis laptopul. A schițat un plan de afaceri pentru ca Ana să poată intra liniștită în proces. Toate astea o amețeau. Conform calculelor mele, profitul va fi de aproximativ un milion pe lună. A scormonit în cifrele din tabel. Ok, deci îți voi rambursa repede împrumutul. Ce? S-a întors nedumerit. Nu este un împrumut, ci un cadou. Nu vreau nimic. Artiom, dar nu pot să fac asta. Nu pot să-ți iau pur și simplu banii. Ba da, poți. Fă mai mulți bani din ei. La asta ai visat. E cadoul meu de ziua ta. Ziua mea de naștere e abia peste șase luni. Ți l-am dat cu mult timp înainte. Artiom a îmbrățișat-o pe Ana și a sărutat-o. Deja m-am gândit la un nume. Nu spunei doar salon de manichiură. Dă-i numele tău, Ana. ce modest. Ana a zâmbit și l-a sărutat înapoi pe Artiom. Sunt cea mai fericită femeie din lume. A vorbit ea încet iar eu sunt cel mai fericit bărbat. Artiom a privit-o cu dragoste. Ana a hotărât să-și petreacă weekendul acasă, deși afacerile firmei necesitau ceva de lucru. Ea s-a așezat pe canapea, punându-și piciorul peste picior cu ușurare. Oricât de grea fusese reabilitarea, dădea roade. La ultima vizită la medic, Ana auzise pentru prima dată că probabil va putea merge normal. Până acum, cârjele îi fusese și constanți, dar, din fericire, era deosebit de independentă de ajutorul din afară. Săptămâna trecută a mers chiar și la piscină pentru prima dată, fiind sfătuită să facă acest lucru pentru a grăbi vindecarea ligamentelor. Ana își verifica noul site web când, deodată, s-a auzit o bătaie în ușă. Vin, stați puțin! Și-a apucat agil cârjele și a ajuns la ușă în câțiva pași. E o livrare! S-a auzit o altă bătaie ca răspuns la ea, mai insistentă. A deschis ușa, a ridicat sprâncenele cu surprindere. Roman era în fața ei. Bună, ce mai faci? A întrebat-o fostul ei soț. Pot să intru? Bună, nu te așteptam. Stăm aici. Dar intră. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Roman a îngenuncheat pentru a-și dezlega și returile. Dă-mi voie să beau din apa ta. Nu mă deranjează. Ce s-a întâmplat? E frumos aici, însorit și liniștit. Eh, a trecut mult timp de când n-am mai fost acasă atât de liniștit. Nu ești acasă aici, spuse Ana atât de nepoliticos. Ce s-a întâmplat? Așa zisa mea prietenă e însărcinată. Asta știu. Nu de la mine." Se lăsă pe spate pe canapea așteptând cuvinte de compasiune. Îmi pare rău, ce?" Îți imaginezi, nu e copilul meu." I-am păcălit. Roman vorbea atât de expresiv, de parcă ar fi povestit un caz incredibil, interesant. Voiam doar să clarific ce legătură are asta cu mine." Se întrebă Ana." Are totul de-a face cu tine," a spus Roman i m-a și m-a impus să te părăsesc. Așa că tu ești victima aici. Ana a adunat hârtiile împrăștiate și le-a așezat pe măsuța de cafea. Roman își ținea ochii ațintiți asupra ei. Uau, wow, ai deja o slujbă. A observat hârtiile. Am putea spune asta, dar nu prea. O slujbă cu jumătate de normă. Bine câștigi. Am propria mea afacere. Îți amintești, nu credeai că pot conduce un salon de înfrumusețare? Ei bine, zilele trecute deschid al doilea salon, ambele în centru. Oh, wow! Roman se uită la fosta lui soție cu gura căscată. Cine era femeia asta pe care o cunoștea atât de bine? Părea chiar mai atrăgătoare decât fusese la prima lor întâlnire. Dacă ai spus tot ce voiai să spui, poți pleca. Încă mai am lucruri de făcut astăzi am crezut că te vei bucura să mă vezi. A fost o surpriză, deși nu a fost una plăcută. Știi, aș merge, dar nu sunt de găsit nicăieri. Roman s-a făcut mai comod pe canapea. Îmi pare foarte rău, dar nu te pot ajuta. Ei bine, poți dacă ești de acord să mă găzduiești până îmi găsesc un nou loc unde să locuiesc. Nu mă aștept să mă lași să rămân. Ai dreptate. Ce ți-am făcut de mă urăște atât de mult? S-a enervat brusc. M-ai lăsat aici singur să mor în timp ce tu te-ai dus la amanta ta. Ai vrut să mor ca să nu împarți apartamentul și banii. Asta nu e de ajuns. Ți-am spus foarte clar, m-a înșelat. Eu nu am vrut să te rănesc, ea a vrut. Dar Diana este în trecut acum. Tu ești în trecut. Pleacă. Ana, te rog. Roman a luat-o de mână. Nu am unde să mă duc. Am avut un astfel de scandal acolo, încât să mă întorc nu este cu siguranță o opțiune. O să-mi găsesc un apartament și o să plec imediat. Trei zile îți sunt de ajuns. Da, mulțumesc, știam că vei înțelege. Avem ceva de mâncare. Roman se strecură în bucătărie și deschise cratițele. O, cotlete erau. Ana într-un minut regretase să-i se fi făcut milă de el și nu-l fi dat afară din casă. Dar sufletul ei bun nu putea să-i permită fostului ei soț să-și petreacă noaptea la gară sau pe stradă. Să-l lase să trăiască câteva zile și conștiința ei ar fi fost curată. Ana s-a trezit prima, chiar cu puțin înaintea ceasului deșteptător. Era a treia noapte în care dormea pe canapea pentru că nu voia să împartă patul cu fostul ei soț. Era supărată pe el, desigur, dar îl cunoștea prea bine. Bineînțeles, el ceda la orice influență. Iar o femeie inteligentă și vicleană îl putea manipula cu ușurință. Fie că asta justifica acțiunile lui dezgustătoare, ea putea să-l ierte. Dar îi va lua ani de zile pentru a-și reface relația. A intrat în dormitor, unde romans fără încă, întins pe pat. Ana își amintească de perioada lor de la început, în prima noapte în care scăpase de lui pentru a dormi pe canapea și a zâmbit involuntar. O să stea mult timp aici. Chiar căuta un apartament sau era doar o scuză pentru a sta cu ea. Telefonul ei a vibrat. Da, bună, Artiom. Bună dimineața, dragă. N-am vrut să te trezesc. M-am trezit de ceva vreme, vreau să ajung de vreme la salonazi. Treceam pe aici și m-am gândit să trec pe la tine. Nu te deranjează. Desigur, mă bucur să te văd înainte de o zi nebună la muncă. Tocmai când Ana a închis, a sunat soneria de la ușă. În acel moment și-a dat seama cum ar fi arătat dacă Artiom l-ar fi văzut pe fostul ei soț în patul ei. Ce să facă? Trezindu-le și cerându-i să se ascundă era prea târziu. Nu putea decât să spere că bărbatul pe care îl iubea nu va pune la îndoială fidelitatea ei. A deschis ușa în liniște. Artiom stătea în pragul ușii cu un buchet de flori. Bună dimineața. Mulțumesc. Ce dimineață frumoasă. Nu mă inviți înăuntru? Ba da, bineînțeles. A deschis ușa și a împins pantofii lui Roman sub dulap cu crja ei. Am venit nu pur și simplu ai spus parcă da. Ana a zâmbit. Am vești grozave. Lucrurile merg atât de bine cu salonul tău, încât am vrut să-ți propun să deschizi altele în alt oraș. Ce părere ai despre extinderea afacerii? Foarte bine, Artiom! Ana s-a aruncat pe gâtul lui. N-aș fi putut să o fac fără tine. E în regulă. Ești foarte deșteaptă și puternică. Artiom a îmbrățișat-o și a aruncat o privire spre cuier, unde se afla o jachetă de bărbat necunoscută de el. Și ce este asta? Unde? Asta cu siguranță nu este a mea." A început să porți haine bărbătești. Ah, s-au grăbit să se gândească la o astfel de minciună. Doar au încurcat și au cumpărat una de bărbat. Deci?" Artiom a privit-o cu neîncredere. Știi că nu o să fac o scenă de gelozie, dar o să țin minte asta pe viitor. E o asemenea prostie, nici să nu te gândești la asta. Tocmai am fost la magazin și am luat mărimea greșită, așa că arată ca a unui bărbat. Ei bine, atâta timp cât nu te simți inconfortabil. Toarnă-mi o cafea, te rog, sunt pe drum, am o întâlnire la nouă. Oh, încă nu am făcut cafea. Avem o cafenea bună la parter vrei să coborâm și să stăm 20 de minute? Nu, nu vreau să te deranjez. Doar o ceașcă de ceai, atunci. Azi plouă și îngheți pe drum în jos. Ana s-a dus la bucătărie. Artion s-a așezat pe scaun și s-a uitat fix la măsuța de cafea. Erau două pahare, două farfurii și urme de cenușe pe ea. Ana, tu fumezi. A întrebat fără să-și ia ochii de pe masă. Nu, de ce mă întrebi? Pur și simplu. Ieri ai primit pe cineva la tine? Nu, am venit aseară târziu acasă și m-am dus direct în pat. De ce această suspiciune? Și am înțeles, ai avut pe cineva ieri și încă îl ai. Înainte ca ea să poată obiecta, Artiom a intrat în fugă în dormitor și l-a văzut pe roman dormind acolo doar în pantaloni scurți. Și a strâns pumii de frustrare. Ana a șchiopătat până la el și a închis ușa dormitorului. Nu este ceea ce crezi. Cine este? El nu are unde să se ducă, iar eu am dormit pe canapea. Te-am întrebat cine e, e vorba de fostul meu soț. Și acesta este cel care te-a lăsat singură și ai jurat că nu-l vei ierta pentru tot restul vieții tale. Da, ei bine, asta e situația. Ei bine, nu mă așteptam să o faci. Artion s-a îndreptat spre ieșire. A încercat să deschidă ușa, dar nu reușea să-și miște degetele. Să nu mai scrii, nu vreau să te cunosc. Te rog, lasă-mă să-ți explic totul. Pot să păstrezi afacerea. Eu nu sunt ca soțul tău. Am ceva de mitate. A trântit ușa în urma lui atât de tare încât geamurile au zângănit. Ana s-a așezat pe un scăunel și a plâns. De ce trântești așa de vreme? Roman somnoros a apărut din cameră. Totul este din cauza ta. A strigat Ana. De ce ai venit? Liniște, abia m-am trezit, nu am nimic de făcut. Ce s-a întâmplat? Artiom, bărbatul meu te-a văzut și a crezut că suntem cu tine. Ah, ce prostie! Roman s-a îndreptat spre baie. O să se întoarcă. Dacă nu se întoarce, e un prost că a lăsat-o femeie așa. Cred că e foarte supărat. Ana, ce-ar fi să fiu eu bărbatul tău? A sugerat deodată roman cu calm. Ce? Se uită la fostul ei soț în lacrimi. Serios, hai să mai încercăm o dată. Nu, nu mai pot avea încredere în tine. De unde știu că nu ai altă amantă? Fără amante, serios de ce ai nevoie de bărbați care vin și pleacă? Ai peste 30 de ani. Pot să stau aici o săptămână. O să vezi dacă vrei totul înapoi. Oare ne era rău tot timpul? Uneori ne era foarte bine. Ana a zâmbit cu drag la această amintire. La baia apa s-a deschis, iar ea a rămas în continuare pe hol. Îl iubea pe Artiom. Era ca un prieten apropiat pe care se putea baza. Era bun, amabil, grijuliu. Dar acum se părea că nu avea cum să accepte să construiască o relație cu ea. Îl iubea pe Roman. A fost odată de sigur, el a fost cea mai dragă persoană pentru ea timp de câțiva ani lungi. Avea o istorie comună, se înțelegeau cu jumătate de gură. Doar că marea întrebare pentru ea era dacă va putea vreodată să aibă din nou încredere în el. Ana iubea să gătească. Se pricepea cel mai bine la mâncarea italiană: spaghete, sosuri și deserturi de casă. S-a hotărât să facă ceva special în această seară pentru a-l bucura pe Roman. Bună seara, am ajuns acasă! Ușa de pe coridor se închise cu lacăt. Roman s-a îndreptat pe coridor. Miroase atât de bine! Am încercat! Ana a zâmbit destul de mult. Îi plăcea foarte mult când un bărbat atât de pretențios ca fostul ei soț îi lăuda abilitățile culinare. Mă spăl pe mâini și mă duc direct la masă. Sunt foarte înfometat. Puse la sagna pe o farfurie, garnisită cu brânză rasă. Rețeta o învățase de la mama ei și de la prietena ei italiană. De atunci, acest fel de mâncare a fost arma secretă a femeilor. Niciun bărbat din familia lor nu putea rezista. Roman s-a așezat la masă. Uau! Wow! A spus fiul cu admirație. Îți place? Desigur. A început să mănânce cu poftă. Ana și-a turnat o cafea și s-a bucurat de spectacol. Mă bucur că-ți place. Abia am avut timp să o fac după serviciu. Cum merg lucrurile la salon? Bine, deci sunt foarte obosită în ultima vreme. De ce nu mănânci? Cred că sunt atât de obosită încât nu pot să mănânc, sunt pe cale să adorm. Roman a mâncat repede și a cerut mai mult. O să ne uităm la un film și apoi mergem la culcare. Fusese o zi grea. Furnizorii amânaseră din nou datele, nu erau suficiente discuri pentru toată lumea, iar clientul scandalagiu era nemulțumit de ceva. Ana era fericită că făcea ceea ce îi plăcea. În ciuda tuturor dificultăților, ea devenea mai bună și creștea ca profesionist. Am terminat totul, Ana. Roman și-a fluturat mâna în fața ei. Îmi pare rău, cred că am adormit pentru un minut. Du-te la culcare, vin imediat, doar un duș rapid pentru tine. Ana s-a prăbușit pe pat fără energie, închizând ochii și un telefon care vibra a scos-o din somn și a amintit exact ce lăsase în geantă. Roman, te sună cineva, a murmurat ea. Roman! Era încă la duș. S-a ridicat leneșă și s-a uitat la ecranul telefonului. O fată o suna. Nu s-a gândit prea mult la asta. Roman jurase să nu o înșele și să nu se culce cu nimeni. Trebuie să fi fost de la serviciu. Zgomotul apei a încetat și în curând fostul soț a intrat în dormitor, îmbrăcat doar într-un prosop de baie. Cineva te-a sunat acolo. Da, sunt pe cale să aflu ce vor oamenii de la mine atât de târziu în noapte. A format numărul și s-a așezat pe pat. S-a liniștit. Din moment ce nu a ieșit din cameră ca să vorbească, cu siguranță nu o înșela. Bună, ce se întâmplă? A încearcă să verifici tabloul de distribuție, poate că s-a stricat cutia de siguranțe. Da, suntem pregătiți pentru mâine. Ne vedem atunci! A închis! Ceva din asta i s-a părut a nei suspect. Fie că era vorba de tonul cu care vorbea, fie de subiectul conversației. Cine dintre colegii ei ar fi sunat să se plângă de o pană de curent? Mai degrabă o fată și ar fi sunat prietenul. Visul s-a îndepărtat. Cine era? a întrebat Ana. Doar o cunoștință, a răspuns Roman cu o voce banală. Ce voia? Are probleme cu electricitatea. Așa că a sunat să afle ce se întâmplă. De ce ție? Ești geloasă, Ana. Îți jur că nu mă voi culca niciodată cu altcineva. Serios. De ce te-a sunat? De ce noaptea? Încetează. Roman s-a întins sub pătură lângă ea, dar a întâlnit privirea dezaprobatoare a soției sale și nu a îndrăznit să-l îmbrățișeze pe bărbat. O cunosc de mult timp, suntem ca cei mai buni prieteni, știi. Că cunosc de ani de zile și nu am auzit de prietena ca asta. Cine e? Unde te duci mâine? E Diana. Roman e condamnat să stea pe pat. Dar nu mai am nimic în comun cu ea. Încă ți legătura cu ea. De ce? Știi, Ana are probleme cu banii și nu are unde să locuiască. M-a rugat să o ajut cu ipoteca. Asta a fost cu mult timp în urmă, când locuiam împreună. I-am promis că o voi face. Ți-a ieșit din minți. Ce s-a întâmplat din nou? S-a răstit el iritat. Eu doar o ajut, fac ceea ce am promis. Ai făcut un împrumut pentru o altă femeie. E mai rău decât dacă v-ați întâlni din nou. Dacă nu ești gata să afli adevărul, atunci de ce mă torturezi pe mine? Nu am făcut nimic greșit, doar mi-am ținut promisiunea. Mâine mergem la bancă să facem actele. Dacă faci asta, nu trebuie să mai vii aici. Ana s-a întors cu spatele la perete. Are nevoie de ajutor. E însărcinată, nu are soț, nu poate lucra. Auzi! A plâns Ana încet. Suferea atât de mult și din cauza faptului că el ținea la alta. Lui nu i-a păsat niciodată de ea. A lăsat-o într-un scaun cu rotile și nu s-a gândit cum va câștiga bani. A fost mai rău decât să o înșele. A luat o pernă și s-a culcat pe canapea, iar dimineața și-a împins în tăcere fostul soț pe ușă. Romana a încercat să reziste, dar Ana era hotărâtă. Nu mai voia să se întoarcă în trecut era mai bine să fie singură decât cu un asemenea gem lângă ea, chiar dacă îl iubise nebunește înainte. Mulțumesc, păstrează restul. Ana a coborât din taxi, trântindu și ușor. Știa cât de mult nu le plăcea șoferilor când cineva își dădea silința. Elena s-a grăbit după ea. Un tânăr, îmbrăcat într-un costum negru perfect, a ieșit din reprezentanța de mașini pentru a le întâmpina. Mă bucur să vă văd, sunteți Ana. Iar ea este Elena. Da, desigur, numele meu este Oleg, voi fi consultantul dumneavoastră astăzi. Vă rog, intrați, a deschis galant ușa. În interiorul clădirii se aflau mașini străine noi, strălucitoare și foarte scumpe. Cu un an în urmă i-ar fi fost frică chiar să intre, dar astăzi a mers fără ezitare de-a lungul rândurilor până la mașina care o interesa. Wow! Elena s-a uitat în jur cu ochii rotunzi. Cu siguranță am putea cumpăra ceva aici. Arată atât de sofisticat. Nu suntem noi femei de elită. Tu da, eu nu mă simt bine aici. Oprește-te, bei șampanie. Poți să bei aici? Desigur. Aici, pe masa de la intrare, erau pahare pline pentru vizitatori. Managerul Oleg zâmbind le-a înmânat doamnelor câte o băutură, astfel încât clientele să le primească pe cele mai scumpe. O mare stratagemă de marketing a râs Elena. Aveți în stoc modelul pe care l-am cerut. Da, desigur, în două culori. Albastru și alb. Pe aici, vă rog. Fetele au trecut prin mai multe rânduri de mașini. Poftiți, în fața lor se aflau două mașini uriașe. Elena a luat un al doilea pahar de șampanie. Ei bine, chiar ai atâția bani. Ce crezi? Am cinci saloane în diferite orașe, îmi pot permite mici plăceri. Vrei să stați în salon? A sugerat Oleg. Elena a sărit imediat pe scaunul pasagerului. Aș putea să locuiesc aici. Și cum miroase a piele? E foarte confortabil, e mare. A lăudat Ana urcându-se pe scaunul șoferului. Cu piciorul meu bolnav, aceasta este singura mașină pentru mine. Vreți să o testați? Vreți să spuneți că putem să o conducem? A țipat Elena de bucurie. Se poate spune, și așa a zâmbit consultantul. Bineînțeles că vrem! Sigur că da! Ea a întins cheia Anei. Motorul s-a pornit într-o liniște neobișnuită, răspândind vibrații plăcute în tot interiorul. Totul în această mașină părea și se simțea foarte scump, dar Ana se simțeau ca peștele pe apă. Au ieșit din salonul. Unde putem? IEȘIȚI LA DRUM ȘI FACEȚI O TURĂ. Oleg a sugerat de la locul din spate. Oh, ce tare. Elena a deschis geamul și a scos mâna afară. Grozav, merge ca pe șine, s-a lăudat Ana. Atât de ușor de condus. E ultimul model, s-a lăudat Oleg. Și să știți că o vom lua. Într-adevăr. Elena s-a uitat la prietena ei cu entuziasm. Da, ne place. Da, hai să mergem acasă, chiar pe ea. Chiar pe ea nu se poate. S-a agitat consilierul. Trebuie să ne întoarcem la salon pentru înregistrare. Cum o să plăți, veți lua un împrumut. Nu, am toată suma, o voi transfera în contul dumneavoastră. Ar trebui să vă felicit pentru achiziție. Dacă nu e un secret, de unde ați făcut rost de atâția bani? S-a interesat Oleg. Soțul dumneavoastră este un antreprenor bogat. Ar fi trebuit să-ți spun cine este soțul ei. A intervenit Elena amețită. Eu sunt propriul meu soț. Ana a ieșit din drum și a parcat pe marginea drumului. Am să o iau eu. În ultimele zile înainte de anul nou, salonul era plin. Fetele se grăbeau să-și facă manicura înainte de sărbători, așa că Ana le-a cerut tuturor maestrilor disponibili să iasă. Cine urmează? A strigat Maseuza, ținând în mână o pilă de unghii. Intrați, sunt liberă! pot să-mi fac niște unghii frumoase și lungi vă rog. Clienta s-a așezat și și-a întins mâinile. Ea s-a pus imediat pe treabă. Ana stătea în biroul ei, încercând să-și facă socotelile. Înainte de sărbător trebuia să termine toată treaba pentru anul respectiv și asta îi lua foarte mult timp. Trecuseră deja multe ore de numărare constantă, așa că creierul ei nu mai gândea limpede. Ana a ieșit pe hol. Ceea ce a văzut a plăcut-o enorm de mult. Clienții se înghesuiau pe coridor, maestrii nu aveau timp decât să-și schimbe oja. În șase luni, salonul ei devenise preferatul majorității tinerelor din oraș. Ana, pot să vă văd! Una dintre stăpânești a scos masca și s-a apropiat de ea. Ce este? O clientă cere să vă vorbească. E nemulțumită de ceva? Pare să fie mulțumită invitați-o în biroul meu. Ea s-a întors în biroul ei și s-a așezat la birou. Intrați, vă rog. Manicurista a lăsat să intre pe ușă o fată scundă cu o burtă uriașă. Bună ziua! Care este plângerea dumneavoastră? A spus Ana Politicos. Sunteți proprietara acestui salon. Și nu numai a acestuia. Fără supărare, dar femeile însărcinate nu ar trebui să-și facă unghiile. Nu aveam de gând să fac asta. Mă numesc Diana. Oricum, soțul dumneavoastră m-a părăsit. Ana nu a știut imediat ce să spună din surprindere. Amândouă au stat în tăcere câteva secunde. Ați venit să vă plângeți la mine pe amantul dumneavoastră? A spus ea, ascunzându-și prostiritarea. Nu chiar. Speram doar ca noi, ca femei, să ne înțelegem una pe cealaltă. Mai ales că am fost înșelate de același bărbat. Ca să nu vă faceți iluzii, trebuie să vă spun că același bărbat a fost la mine acasă de curând și a afirmat că l-ați înșelat și că sunteți însărcinată cu un alt bărbat. De făi mare! Diana a sărit în sus, dar și-a umilit imediat izbucnirea de furie. Este copilul lui. Nu știu ce v-a spus despre mine. E ciudat, dar e treaba dumneavoastră, nu vreau să mă bag în asta. Eu nu l-am mințit, a spus clar Diana. De ce ați venit să mă vedeți? Îmi pare rău, dar am o mulțime de clienți astăzi. Ana. Și-a încrucișat brațele peste piept. Poate că e chiar interesant ce poate cere această nefericită femeie. Da, Ana, nu am din ce trăi. M-am mutat, sunt temporar șomeră, voi fi mamă în curând. Treceți la subiect, vă rog! Am nevoie de niște bani. Înțeleg că e absurd să-i cere asta fostei soții a bărbatului tău, dar chiar nu am unde să mă duc. Diana părea că încearcă să stoarcă o lacrimă. Cumva, nu voiam să cred nimic din ce spunea. I-a fost greu să vină aici și să ceară ajutor de la femeia pe care ei voiau să o moare. Absolut! se aștepta să primească ajutor. Da, se aștepta. Chiar se simțea ca o victimă în toată povestea asta și era dispusă să facă orice pentru a avea o viață decentă pentru ea și pentru copil. Diana va audeți. Mai întâi vreți să-mi tăiați moștenirea și acum ați venit să mă implorați. Oare lui Roman nu-i pasă atât de mult de dumneavoastră încât v-a lăsat să veniți? Nu știe. Noi nu comunicăm. Ați venit aici să mă înșelați. Dacă nu comunicați cu el, atunci cum vă plătește ipoteca? Diana se uită nedumerită la Ana. Nu se aștepta ca ea să știe atât de multe. Se părea că Romana chiar fusese la ea acasă și avusese o conversație foarte sinceră. Dându-și seama că cazul șoase, Diana era pe punctul de a pleca. Așteptați, o opri Ana. Poftim! scoase un tean de note dintr-un sertar și îl aruncă pe masă. Dar promiteți mi că veți înceta cu adevărat să mai vorbiți cu ticălosul ăla. Vă promit. Fata a luat fericită banii. Mulțumesc. Sunteți un om cu suflet mare. Mulțumesc. Diana a ascuns banii în poșetă. Părea mulțumită, dar a ne îi părea din ce în ce mai rău pentru ea. A privit destul de indiferentă cum amanta soțului ei a ieșit din salonul de manichiură. Ana nu mai credea de multă vreme în nicio promisiune. Cafeneaua de lângă casă își redeschise veranda de vară, deși era încă primăvara de vreme. Clienților răcoroși li se dăduseră carouri. A răsfoit meniul, deși îl știa aproape pe de rost. Astăzi își dăduse o zi liberă și își făcuse chiar și un mic cadou. Pentru prima dată a purtat tocuri. Doctorul nu era de acord cu dorința ei de a se întoarce cu pantofi frumoși, dar era atât de nerăbdătoare încât nu s-a supus. Iar acum, stând la masă și simțind cât de rău începea să-i scâncească piciorul, aproape că și-ar fi regretat decizia. O spătar, aș dori o salată, vă rog! Imediat! Un bărbat înalt a intrat în cafenea. Își alesese un loc astfel încât să stea cu spatele la toți clienții, dar Ana îl recunoscu chiar și în această poziție. Era Artiom. Trecuse mult timp de când nu se mai văzuseră. Ospătar a strigat din nou Ana. Să duceți o sticlă de șampanie la masa acelui bărbat, ca un cadou din partea mea. Bineînțeles. Tânărul a luat cu îndemânare sticla de la bar și a așezat-o pe masă pentru Artiom. Acesta s-a uitat surprins la chelner, iar chelnerul a arătat spre Ana. Ea a așteptat reacția lui. Nu era clar pe fața lui dacă era supărat sau deja uitase totul. El a făcut un gest afabil din mână. Ana și-a luat salata și s-a îndreptat spre masa lui. Te deranjează dacă mă alătur. A întrebat ea cu un zâmbet. Sigur, ia loc. Uau, wow, porți tocuri. Mă bucur că ai observat. Și felicitări ți-ai revenit complet. Nu a fost ușor. De ce nu deschizi șampania? Ana a ridicat paharul, dopul a sărit, iar spuma s-a revărsat pe margine. Un toast pentru cunoștința noastră. Așa este, a fost aici, chiar în această cafenea. A trecut mai bine de un an. Sunt surprinsă că ți-amintești. Au băut șampanie. Cum trăiești? Artion se uită la Ana fără să-și întoarcă privirea. E frumoasă. Ana a scos un pachet și și-a aprins o țigară. Uau, wow, ai un nou obicei prost. Îmi pare rău. Și ce obicei prost vei aveam? Să inviți foștii iubiți acasă. Artiom. Ana îl luă de mână, el răspunse la gestul ei cu bucurie și căldură. Ți-am spus adevărul. Tocmai îmi ceruse să rămână peste noapte, iar eu dormeam pe canapea în acel moment. M-am gândit mult la asta probabil că am exagerat. Asta am vrut să aud, că mă ierți și mă crezi. Nimic altceva nu mai contează. Sper că această neînțelegere nu te-a rănit prea mult. Dar cum pot să spun? Nu beau decât de o săptămână. S-a plecat mai aproape de ea. Dacă e așa, poate am putea ieși în oraș diseară. seară. Sigur. Ea a zâmbit. Îți mulțumesc pentru tot, Artiom. Eram foarte confuză pe atunci, tot speram că el se va schimba, pentru că trăim împreună de aproape 10 ani. Și, ca să fiu sinceră, mă simt atât de jenată în fața ta. M-ai ajutat cu afacerile mele, mi-ai redat încrederea în viață, da, dar. Artiom a suspinat. Dar nu-mi datorezi nimic altceva. Și ai transferat datoria în contul meu. Am achitat datoria de bani, dar mai am datoria de suflet. Ana. Am încercat să te uit, chiar am încercat să mă întâlnesc cu alte femei de câteva ori, dar când mi-am amintit de tine, ai plecat la prima întâlnire. Nu pot fi fără tine, Ana, nu pot. Nu știu ce se întâmplă cu mine. M-am îndrăgostit ca un băiat. Toate femeile din fața mea sunt bogate, de succes, dar toate gândurile mele sunt doar la tine. Liniște, liniște! Ana a pus degetul pe buzele lui Artiom și l-a sărutat. Dacă nu te-ai răzgândit încă, sunt de acord să fiu soția ta. Nu mai am nimic de a face cu trecutul. Nu mă deranjează, a șoptit Artiom. Promite-mi doar că te vei lăsa de fumat. Promit! Ana a zâmbit și l-a privit cu dragoste pe cel mai de încredere bărbat din lume.